Românoșii de pe vremea lui Dragnea, după ce au stat un timp în adormire, emit acum din nou strigăte de luptă cu ocazia faultului grosolan aplicat României de către Austria. Să dăm Austria în judecată la CJUE, să-i boicotăm candidatura la șefia OSCE, candidatura la care tocmai ce a renunțat. Să le pădăm tot ce e austriac pe acilea și, în schimb, să nu mai mergem la schi în Innsbruck și Kitzbühel. Asta cu schiul e tare. Dacă sunt așa de românoși cei care dau an de an o pălărie de bani ca să-și facă plăcerea în Austria, de ce nu i-au cheltuit de mult patriotic pe pârtiile de la Poiana Brașov sau Clăbucet? Cu binecuvântarea lui Grindeanu, CNAIR și CFR, ci că își retrag operațiunile de la Erste BCR și le duc la CEC. Din nou, o coajă de banană pe care se alunecă logic. Dacă condițiile financiare oferite de CEC sunt mai bune decât la Erste, cum zice Grindeanu, de ce nu au făcut companiile astea transferul mai demult, păgubind astfel atâția ani statul român? În caz că totuși la CEC e mai prost decât la Erste, înseamnă că iarăși, prin mișcarea asta, e păgubit statul român. Simion Trombon, cerând ca România să nu mai dea niciun leu Republicii Moldova, a ajuns gând la gând cu bucurie cu cele mai agresive formațiuni ungurești din Transilvania, care spun că România n-a fost primită în Schengen pentru că, vrând să devină imperiu, a cheltuit cu Moldova banii pentru securizarea frontierelor. Ceea ce nu îl împiedică pe Simion Trombon să zbiere împreună cu televiziunile amice. Vrem pe Tromul înapoi! Din nou o pârdalnică de întrebare. Înapoi la statul român, care ce să facă cu el? Să fie din nou falimentat în stil mare de nenumărate căpușe românești de ale noastre, cum era înainte de privatizare? Cuvântul de ordine este o zicere dragă lui Dragnea. Să nu stăm în poziția ghiocelului. Ceea ce arată totala neînțelegerea situației de către trâmbițașii răzbunării, nu numai pentru că ghioceii răsar în martie, nu în decembrie. Nu e vorba de vreo sabie cu care Necamăr amenință România și noi stăm cu capul plecat să nu ni-l taie. Cancelarul Österreich nu ține neapărat să ne umilească. Pur și simplu nu-i pasă de România și Bulgaria. I se fâlfâie drapelul de reacțiile noastre și ale bulgarilor. Niciunul dintre cele 5 puncte depuse la Consiliul European de Austria nu poate fi îndeplinit de România, ci doar de Uniunea Europeană. Ceea ce arată și că negociatorii români n-au avut niciun moment, nicio șansă de a negocia ceva cu Nehammer și Carner. Ținta loviturii mișelești dată de cei doi României și Bulgariei în ultima clipă este șantajarea UE în problema migranților. De aceea, România nu poate obține nici în continuare nimic discutând direct cu Austria, ci doar prin intermediul Bruxellesului. În fine, dincolo de toată politica, aș vrea să reamintesc cu justificată mândrie celor care vor să-și ia țara înapoi că niciodată austriecii nu vor fi mai buni la furat decât noi.